Ne continuăm periplul prin județele țării pentru a vă arăta cum se pot dezvolta satele, orașele și companiile private cu ajutorul banilor europeni nerambursabili. Sunt acei bani pe care autoritățile și antreprenorii îi pot lua fără să fie nevoie să îi dea înapoi, așa cum se întâmplă în cazul creditelor bancare luate pentru investiții. Județul Vaslui este locul în care suntem astăzi, un loc care poate să surprindă în mod foarte plăcut prin pașii pe care i-a făcut. Eu sunt Sergiu Voicu și vă invit să pornim împreună în emisiunea Europa Mie Bine Ție Bine. Suntem în Vaslui, reședința județului Vaslui, un municipiu ce a reușit să atragă peste 120 de milioane de euro din 2007 până în prezent. Sunt bani europeni cu care această comunitate s-a dezvoltat. În ce s-au dus proiectele aflăm chiar de la primarul municipiului Vaslui. Bună ziua! Care au fost principalele proiecte pentru acest municipiu? Am pornit în 2007, așa cum vă spuneam, cu proiecte pentru dezvoltarea municipiului. Fondurile locale erau insuficiente. Nevoile destul de mari și așteptările vasluienilor. Am pornit la drum așadar cu planul integrat de dezvoltare urbană, un proiect deosebit de important, care a marcat începutul acestei dezvoltări. Ce cuprindea acel plan? Cuprindea 5 proiecte în valoare aproximativ de 20 de milioane de euro și s-au referit la 14 km de stradă de modernizat, la 36.000 de metri pătrați de pietonal, la centre sociale modernizate, la camere de luat vedere, siguranța cetățeanului și, desigur, la alte proiecte mai mici. Componenta de educație a primit și a finanțare nerambursabilă. Suntem acum chiar la unul dintre proiectele importante ale primăriei. Școala 3 este și un monument istoric. Da. Ce vechime are și ce finanțare a primit? Deci, finanțarea care a fost primită pentru reabilitarea școlii numărul 3 din municipiul Vaslui a fost de 1.200.000 de euro. Corpul A, practic, a fost construit în anul 1894 și corpul B al acestei clădiri a fost construit în 1924. Ca proiect, că scopul și rezultatul acestui proiect a fost dotarea cu echipamente informatice, consolidarea și reabilitarea corpurilor A și B și reabilitarea sălii de festivități care se află în incinta școlii. Sunteți primar deja la al patrulea mandat. Ați prins proiectele europene încă din faza de start, dinainte chiar de 2007, de când era SAPARD-ul. Câte proiecte ați reușit să faceți ca număr în toți acești ani? Am reușit peste 20 de proiecte să realizez. Am deja 30 de milioane de euro cu proiecte în derulare. Sunt la fel în diferite stadii. Construiesc creșă, construiesc grădiniță, construiesc infrastructură într-o zonă marginalizată. Vasluiul va deveni un pol de dezvoltare și va atrage din zona metropolitană, pe care noi o avem creată la nivelul municipiului nostru, forță de muncă, elevi spre școală, servicii în toată această zonă. Și atunci, cum vom putea realiza acest lucru decât printr-o legătură foarte ușor spre și la locul de muncă, spre locul de domiciliu, astfel încât să avem cele necesare dezvoltării municipiului nostru. Avem 20 de milioane și pe această zonă, care cuprinde, de fapt, 3 proiecte. Este un proiect de extindere a liniilor de transport electric, avem un depou și, nu în ultimul rând, avem achiziția 8 mijloace de transport hibrid și a 10 troleie. Este un proiect foarte amplu, care are, de fapt, 3 componente. Cea a achizițiilor de mijloace de transport, componenta 2, care va avea, care este cea a extinderii stațiilor, respectiv încă vor fi create încă 25 de stații și crearea unui sistem electronic. Sunteți în administrația publică din Vaslui de 40 de ani. Da. Ați văzut tot ce s-a întâmplat în Vaslui în ultimii 40 de ani. Ce ar fi reușit administrația publică să facă dacă nu erau banii veniți de la Bruxelles, banii europeni nerambursabili? Era, v-am spus, lipsa de fonduri ducea la o lipsă de realizare a infrastructurii, a îmbunătățirii serviciilor, a ceea ce, de fapt, dorește o comunitate. Era imposibil
să realizez fără acești bani europeni. Banii de la buget nu erau suficienți? Nu erau suficienți pentru că impozitele și taxele sunt mici în comparație cu nevoi. Sigur că avem un grad bun de colectare, dar sunt, așa cum vă spuneam, insuficient. În un oraș care nu își construiește o infrastructură, nu se dezvoltă serviciile, este un oraș mort. Deci de aceea luptăm în permanență să asigurăm serviciu apă-canal și aici am să mă refer la un program destul de important de 40 de milioane de euro pentru Vaslui, care se află în derulare, s-au introdus pentru modernizarea stației de tratare, am realizat o modernizare a stației de epurare și la 150 de km de rețele în interiorul orașului pe. Și am realizat, foarte important, este alimentarea cu gaz. Și avem foarte puține zone unde nu avem gaz metan. Care a fost proiectul cel mai complex dintre proiectele cu fonduri europene pe care Vasluiu le-a implementat? Cel mai complex proiect din perioada 2007-2013 a fost cel din planul de dezvoltare urbană, acronim PIDU denumit. Prin acest proiect noi am reabilitat 12 străzi din municipiul Vaslui, circa 14 km și au fost construite două poduri peste râul Vasluieț și peste râul Delea. A fost cel mai amplu proiect al nostru din etapa trecută. Exercițiul financiar următor, 2014-2020, a adus alte proiecte care au dat o altă față orașului. Care a fost cel mai amplu și cel mai greu proiect pe care l-ați făcut cu finanțare nerambursabilă europeană? Cel mai greu proiect a fost cel cu privire la această zonă pietonală. Unde ne aflăm acum? Unde ne aflăm, pentru că aici cei 34.000 de metri pătrați au trebuit să din temelii scoși. Ce era aici înainte? Era un mozaic care era sfârmat tot cu o anumită piatră naturală din loc în loc și cu în alte zone cu un asfalt care deja îmbătrânise. Parcul Copou este și el beneficiar de fonduri. Cu 3 milioane de euro, parcul va fi extins. Vor fi amenajate aleile, zonele verzi și de promenadă, dar și locurile de joacă pentru copii. Parcul va beneficia și de un bazin decorativ, rastele pentru biciclete și parcare. Suntem într-o altă zonă pietonală din Vaslui, dezvoltată tot pe bani europeni. În spatele nostru este Teatrul de Vară, ce a beneficiat de finanțare nerambursabilă. Cât de mari au fost proiectele acestea? Deci acest proiect, v-am spus, aproximativ 20 milioane de euro și s-au materializat în zone de promenadă, în alei, în locuri de staționare, de desfășurare a multor activități. Practic, un centru s-a transformat în totalitate. Ați avut monumente, obiective care aparțin de primărie pe care le-ați recondiționat cu finanțare europeană? Sigur că da. Noi am reabilitat statuia veteranilor de război din Parcul Eternitatea. Avem un obiectiv foarte important pentru Vaslui, este Curtea Domnească de la Biserica Sfântul Ioan, este ctitoria lui Ștefan cel Mare. La nivel de județ, Vasluiul a reușit din 2007 până în prezent să atragă aproape 400 de milioane de euro. E o sumă importantă. Banii între cele două exerciții financiare cum s-au împărțit? În primul exercițiu de finanțare au fost atrași aproximativ 230 de milioane de euro, ceva mai mult de 230 de milioane de euro și în cel de-al doilea aproximativ 220. Vă mai aduceți aminte primele proiecte europene? Care au fost? Primele proiecte care ne-au produs nouă o mare satisfacție și pe care țin neapărat să-l menționez, deși cred că vom mai vorbi despre lucrul acesta, a fost cel de reabilitare a Teatrului Victor Ion Popa din Bârlad și a Muzeului Județean Vasile Prăpan din Bârlad. Sunt două reușite ale noastre, în mod evident. Era vorba de peste 10 milioane de euro la cele două proiecte. Proiectele Consiliului Județean, în primul rând ne gândim la proiectele de infrastructură, pentru că sunt cele care necesită cele mai mari sume. În cazul Vasluiului, care sunt proiectele de infrastructură cele mai mari, cele mai scumpe, care au necesitat cea mai mare implicare? Da, vorbim aici de infrastructura rutieră,
care pe exercițiul 2007-2013 a presupus implementarea unor proiecte care au dus la modernizarea peste 90 de kilometri de drumuri județene, unul din el făcând legătura dintre județul Vaslui și județul Iași vecin. Iar în exercițiul următor, 2014-2020, suntem în derulare, în prezent, cu o axă nord-est, care presupune peste 83 de kilometri de drum județean modernizat, 4 drumuri județene ce urmează a fi modernizate și care face legătura între partea de nord și cea de est a județului, trecând prin 11 comune și deservind foarte mulți locuitori din zonă. Valoarea acestui proiect ajungând undeva la peste 200 de milioane de lei. Un alt proiect este cel de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, pe care sper să-l putem vedea măcar în câteva aspecte, pentru că acum acolo se lucrează foarte mult. Noi am acordat o atenție specială Spitalului Județean de Urgență, atât în ceea ce privește reabilitarea vechii unități spitalicești, și în ceea ce privește noile construcții necesare, ambulatoriu și spitalizarea de zi, cât și dotării cu aparatură și atragerii de specialiști. Vorbim aici de peste 70 de milioane de lei, sumă folosită pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Această investiție va fi completată în acest exercițiu financiar cu o extindere a UPU, Unității de Primire Urgențe, cu o clădire nouă, construirea unui ambulatoriu noi și dotarea lui cu echipamente medicale noi, proiect care este în implementare aproape peste 80% finalizat. Pe infrastructură de turism s-au făcut investiții? De exemplu, mănăstirile. Mănăstirile dintre care unele au un trecut istoric cert și o certă valoare istorică, arhitecturală și religioasă. Sunt puncte de interes foarte frecventate. Mă refer la mănăstirea de la Cozmești, care este titoria lui Gheorghe Mihai Racoviță și care a împlinit 300 de ani anul acesta, pe care i-am și sărbătorit. De asemenea, mănăstirea de la Florești, care este construită într-un stil aparte, care seamănă mai mult cu stilul gotic decât cu stilul bisericilor ortodoxe, dar care a trecut printr-un proces de reabilitare. Avem un număr mare de biserici din demn care trebuie să restaurate și noi am încercat ca toate drumurile naționale și județene care sunt accesibile să fie reunite cu punctele acestea de interes. Adică am asfaltat până la obiectivul religios, până la poarta bisericii. Chiar acum suntem într-o asemenea fază pentru mănăstirea din localitatea Alexandru Lahuț. Este un complex mănăstiresc splendid la care se ajungea foarte greu. În prezent pregătim două proiecte. Unul cu privire la un circuit turistic cu bisericile din lemn și mănăstirile din județ. Și deja suntem în pregătire și o extindere a Muzeului Județean Vaslui cu o secție cu expoziție militară în aer liber, pe un teren aflat undeva la Muntenii de Jos. Amplasat acolo în memoria bătăliei din 1475, bătălie prin care s-a remarcat Ștefan cel Mare la curțile europene prin acea scrisoare trimisă către Papa Sixt al IV-lea. Și prin scrisoarea de răspuns, mai ales când Papa Sixt l-a numit pe Ștefan cel Mare atleta Cristi, adică atlet al creștinătății. Am dat o atenție foarte mare programului operațional sectorial, adică acela de a extinde rețelele de apă și de a reabilita și de apoi de extinde rețelele de apă și canalizare. Și în prima etapă am atras 100 de milioane de euro pentru această operațiune. Apa înseamnă prosperitate. Aveți în spatele dumneavoastră apă, prosperitate. Cum o să fie prosperitatea pentru municipiul Vaslui în următorii ani? Cum arată proiectele pe care le-ați pregătit? Orașul s-a dezvoltat. Am deja cartiere noi, unde s-au construit locuințe proprietate individuală, acești tineri realizându-se obiectivul respectiv. Și trebuie să vin din urmă cu infrastructura.